În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia care s-a citit astăzi, sau duminica de astăzi, poartă numele de pescuirea minunată. Din această Evanghelie vom înțelege câteva, vom lua câteva idei ca să vedem cum trebuie să fim noi, în primul rând, ca noi să ascultăm de Dumnezeu și apoi creația lui Dumnezeu să asculte de Dumnezeu pentru noi. Așadar, Evanghelia ne spune că erau niște pescari cu corăbile lor și se pare că erau tovarăși, erau prieteni. Era Petru cu Andrei, erau într-o corabie și frații Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, așa se numea tatăl lor. Și iată că ei erau din Galileea, din zona Capernaumului, și erau cinstiți, onești, muncitori și se îndelemniceau cu pescuitul ca să-și întrețină familia. Și iată că într-o seară, fiind ei în aceeași echipă cum erau obișnuiți să se ajute între ei cu două bărci, două corăbii, n-au prins nimic toată noaptea. S-au ostenit. Acum, spre dimineață, probabil că erau triști, își făceau griji că nu au ce să ofere familiei în ziua aceea, că ei, pe lângă faptul că se hrăneau din peștele prins, mai și vindeau ca să-și cumpere alte produse de care aveau nevoie. Că erau destul de săraci. Și iată că spre dimineață, trăgând corăbile la țărm, fiind obosiți, osteniți, cumva cumpeniți așa, neștiind ce să facă, vine Mântuitorul Iisus Hristos la ei și le vorbește, dar le dă un sfat. Pe lângă faptul că le vorbește, le dă un sfat. Și vă dați seama, unui om cu experiență și unui om care în zona aceea a pescuit de când era copil, iar în seara aceasta, toată noaptea a pescuit în zona aceea, să-i dai sfatul să-i zici, aruncă mreaja, pun-o în apă. Cred că se uită la tine și spune, ce vorbești, că sunt ostenit, am făcut toate metodele și iată că nu prind nimic. Și a zis, de ce i-a zis învățătorule? Pentru că ei au rămas uimiți de cuvântarea pe care a avut-o Mântuitorul. Că mai întâi Mântuitorul le-a vorbit, a avut o cuvântare. Și văzând cât de frumos și de înțelept vorbește, atunci imediat i-au pus aperativul sau numele de învățătorul. Și când i-a spus, pune mreaja ta. Și a zis, învățătorule, toată noaptea am trudit și nu am prins nimic.
Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi spune: du-te mai la adânc. Și spune: bine, toată noaptea nu am prins nimic, dar la cuvântul tău voi pune mreaja. Și mergând mai la adânc și punând mreaja, iată că a prins mult pește. Atât de mult încât corabia se afunda și a trebuit să chemem pe tovarășii săi, Petru cu Andrei, să cheme pe Iacob și pe Ioan ca să ajute. Iată ce trebuie să învățăm din Evanghelia de astăzi. În primul rând trebuie să vedem statornicia în muncă. Să nu ne lăsăm de muncă. Să nu renunțăm. Că iată, Petru era din sat de pescari. Oare doar o singură noapte a stat el toată noaptea și n-a prins nimic? De câte ori nu s-o fi întors el dimineața deznădăjduit pe de-o parte, că nu are ce să ofere familiei, nu are ce să vândă ca să trăiască, dar nu a deznădăjduit și a mers mai departe. Mai cu seamă că ni se spune în Scriptură la un moment dat că i-a întâlnit Mântuitorul Iisus Hristos, iată, pe Iacob și pe Ioan, frați, cu tatăl lor, că își crâpeau mrejele. Păi dacă își crâpeau mrejele, înseamnă că nu le aveau noi. Înseamnă că ei făceau de mult timp aceasta și aveau mrejele folosite. Erau vechi. Deci, învățăm că nu ne lăsăm. Că muncim mai departe, că ne străduim, căutăm soluții, căutăm variante, cum spunem noi. Deci, prima desprindere de învățătură este că nu te lași și că te străduiești și muncești. Iată, scârpești mrejele, îți reorganizezi munca, uneltele, ce meștești, șugai și nu te lași. Aștepți momentul cel bun. Tot muncești, tot muncești, tot muncești și aștepți. Și iată, se osteneau, n-au stat acasă și a zis, păi n-am prins, mă duc acasă. Nu, spre dimineață, când s-au lăsat cumva biruiți, nu am prins, mă duc acasă. Prima învățătură a fost că nu ne lăsăm de muncă. A doua, să ascultăm de Dumnezeu. Să facem munca cu Dumnezeu. De aceea, Sfinții Părinți, fiind insuflați de Duhul Sfânt, au alcătuit rugăciuni la începerea muncii. Adică ai rugăciuni de dimineață, ai rugăciuni la masă, ai rugăciuni de seară, dar ai rugăciuni și la începerea muncii. Puțin fac asta. Și atunci când te apuci de un lucru, să-ți faci și rugăciunea. Și trebuie să o știi pe deasupra. Dar dacă tu nu știi că există nici în carte, cum să o știi pe deasupra? Unii nu știu nici Tatăl nostru astăzi pe deasupra. Nu știu crezul. Nu știu alte rugăciuni. Împărate Ceresc, spre exemplu, dacă am luat acum pe fiecare în parte, descoperim că nu știu Împărate Ceresc Mângâietorule. Descoperim că nu știu rugăciunile începătoare, că nu știu Tatăl nostru, că nu știu Crezul, că nu știu Psalmul 50, că nu știu Psalmul 142. Și dacă aducem generația cealaltă dinainte de primele războaie, primul război, că era să fie prostie primele războaie, primul război, sau între războaie, vedem că aveau școală puțină și știau multe pe deasupra. Știau multe rugăciuni, știau psaltirea, știau Paraclisul Maicii Domnului, știau poezii, știau ghicitori,
știau bazme, memorie, iar astăzi, dacă nu ai pe fratele Google sau pe sora Wikipedia, te-ai încurcat. Și atunci, iată, rugăciunea și cu Domnul, când ascultăm de Domnul, când i l-au ascultat și a zis, Doamne, am făcut asta. Iată, spui durerea înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu am ce-mi trebuie. Doamne, munca pe care o fac nu dă rezultatele dorite. Uite, am familie, am copii. Ce să fac? Te rogi. Doamne, toată noaptea m-am ostenit și n-am prins. Deci i-a spus durerea pe de-o parte. Și realitatea. Și atunci a zis, spune mai la adânc. Și a zis, la cuvântul tău voi face asta. Și iată, deci străduința în muncă, să lucrezi cu Domnul, adică să spui rugăciunea înainte de lucru, să fii cu Domnul și iată că Dumnezeu ascultă de tine. De ce? Că tu rugându-L să te ajute să lucrezi bine, El supune creația sa ție. Că Dumnezeu a creat tot ce avem în jurul nostru ca să ne slujească nouă. De la mediul înconjurător până la orice vietate este creată să slujească omului și nu numai în microcosmos, dar și în macrocosmos, pentru că și îngerii slujesc omului. Numai că omul eșuând de la ținta care este cerul și având ținta către cer, venind păcatul, s-a interpus cu ținta și a deviat. Și atunci omul, prin păcat, și-a pierdut ținta. Și atunci totul din jurul lui a luat o altă întunătură. Adică s-a tulburat totul. Ați văzut? Spre exemplu, când ai un diriginte de șantier sau un meșter sau șeful, cum spunem noi, de echipă și el nu are o viziune de lucru. Ba, pe lângă aceasta întârzie, nu știe să dea ascultările cum trebuie, adică să te pună la treabă cum trebuie și e împrăștiat și zăpăcit, nu este treaba bună și totul ia o altă ținta să pierde. Așa și în lucrare totul s-a creat bun pentru om, dar omul pierdându-și ținta care este cerul, mântuirea, viața veșnică, atunci s-a tulburat totul în jurul lui. Și nici natura nu mai slujește cum trebuie, nici animale s-au întors împotriva lui. Tot ceea ce s-a creat bun pentru el și era în bună armonie, omul a stricat. De la, vedeți dumneavoastră acum, tot felul de încrucișări de rase la animale și tot felul și aduc boli. La un moment dat aduc dezastru. Că dacă ar fi lăsat omul cum a creat Dumnezeu totul, era perfect, că ni se spune la facere. Că a creat tot în a șasea zi. L-a creat pe om, după ce a creat tot. L-a pus stăpân și în a șaptea s-a odihnit Dumnezeu. Nu avea nevoie Dumnezeu de odihnă, dar ne-a învățat pe noi că după ce muncim, să avem și odihnă. Ne-a învățat că trebuie să ne odihnim, să ținem la odihnă. E foarte important. Dar nu odihna aia exagerată. Că fie omul cât de mic, după masă doarmă un pic. Și trebuie odihna aceea echilibrată. Și iată, dragii mei, spunându-i să pună la adânc mreaja, peștii au ascultat de Dumnezeu pentru că omul a ascultat de Dumnezeu. Și atunci, până mreaja, peștii au venit în ea. Păi de unde? Dacă toată noaptea pescuise în același loc, în aceeași zonă, și nu prinsese nimic.
Păi la cuvântul lui Dumnezeu, a zis, bine, la cuvântul tău voi pune mreaja. Păi dacă ai făcut la cuvântul lui Dumnezeu și peștii s-au supus lui Dumnezeu și au venit și ei prins. Dar dacă tu faci fără Dumnezeu lucru, nu prinzi nimic. Aviz celor care nu prind. Așadar, de aici, din Evanghelie, să învățăm statornicia în muncă. Munca să fie cu Dumnezeu. Nădejde că dacă ești cu Dumnezeu, munca ți se reușește și dacă ești cu Dumnezeu, tot ce a creat va fi pentru tine și nu împotriva ta. Și totodată să înțelegem că atunci când ești ostenit, când ești obosit, când ești deznădăjduit și Domnul te cercetează, să nu-L refuzi. Decât la un moment dat. Eu să-L refuz pe Dumnezeu la un moment dat? Da, la un moment dat. Ce-a făcut Petru când a văzut ce s-a întâmplat? A acceptat lucrarea lui Dumnezeu în el și a dat seama că are ceva care de-a face cu ceva supranatural, pentru că el fiind pe mare, probabil că avea bustul gol sau era îmbrăcat mai puțin și zice că și-a luat haina pe el, s-a aruncat în apă și a zis, du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Deci, amintind astăzi de sfinții pe care îi pomenim, la femei, prima muceniță, adică primul care a murit în credința creștină, la femei avem pe mucenița Tecla și o pomenim astăzi. La bărbați avem pe Sfântul întâiul mucenic Ștefan și arhidiacul. Dar astăzi avem și pe Sfântul Siluan Atonitul, care are multe învățături, dintre care țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Și iată că la un moment dat Sfântului Siluan Atonitul îi se arată Mântuitorul Iisus Hristos. El trăind în Sfântul Munte Athos, ca și monah, după ce s-a convertit, că la fel ca și noi, sfinții au avut și încercările vieții. Au trecut și ei prin gustul păcatului unii dintre ei. Au gustat și ei din ispitele vieții. Și iată, după multă rugăciune și multă osteneală, îi se arată Mântuitorului Hristos în lumină, Sfântului Siluan Atonitul. Și așa a pus mâna la ochi și a zis așa, Doamne, dacă ești Tu cu adevărat, pleacă de la mine. Pentru că eu nu vreau să te văd în viața aceasta. Eu vreau să te văd în viața veșnică. Ce înțelegem de aici? Că după ce îl cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te smerești. Avem Evanghelia cu... Cum îl chema pe cel care s-a urcat în dud? Zaheu. Deci, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te desprinzi de la pământ. Ca să-L cunoști în adevăr, trebuie să te desprinzi. Ca să poți să-L vezi cum trebuie pe Dumnezeu. Iar după ce L-ai cunoscut, ce îi spune? Dă-te jos, că trebuie să rămân în casa ta. Deci după ce L-ai cunoscut, să nu vrei minuni. Că sunt oameni care se roagă să li se încălzească coloana, să aibă minuni în capul și să le vâjie urechile și să nu mai audă șoareci cu ronțe. Dar nu de aceea te rogi. Tu te rogi ca să te mântuiești. Te rogi să ai sănătate, te rogi pentru sănătatea copiilor, te rogi să ai cele de trebuință în casă,
Dar cel mai mult te rogi ca să ai parte de Hristos în viața cea veșnică. Și după ce a venit Domnul la tine și l-ai cunoscut, trebuie să te smerești foarte mult. Deci te-ai desprins, l-ai cunoscut pe Domnul și apoi te cobori. Dar nu un păcat. Mai la adânc Evanghelia de astăzi. Să nu mai fim credincioși la suprafață. Asta este miezul central al Evangheliei. Să nu fim credincioși la suprafață. Să fim la adânc. Coboară mintea. Deci Zaheu s-a ridicat și apoi coboară-te că trebuie să rămân în casa ta. Țineți mintea în ea, dar nu deznădăjdui. Siloan Adonitul. Sfinții Părinți, coboară mintea în inimă. Adică te-ai ridicat, l-ai înțeles pe Hristos, ai înțeles creația, ai înțeles menirea, de acum coboară. Dar în inimă, nu cum se coboară mintea. Și spun Sfinții Părinți despre aceasta, mai jos de ombilic, de buric. Deci mintea nu cobor mai jos de inimă. O lași în inimă. Și atunci dacă mintea se unește cu inima, te izbăvești de păcat. Dacă lași mintea să ducă mai jos de inimă, te iau gândurile de păcat. Și de aceea spune mai la adânc, Petrule, pune mreaja mai la adânc. Și atunci dacă pui mai la adânc și te smerești, adică te duci în adâncul inimii, se unește mintea cu inima și îl găsești pe Hristos și atunci în jurul tău se face lumină. Atunci creația se supune ție și ați văzut și dumneavoastră. După ce ați lăsat lupta, slava deșartă, și v-ați lăsat în mâna lui Dumnezeu. Tot Sfântul Siloan Adonitul ne vorbește despre predarea voii omului în voia lui Dumnezeu. Cum spune, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dar asta chiar să crezi. Tu să muncești, să pui mreaja, dar să lași voia Domnului. Fac cum i-ai spus, Doamne. Și uite, a avut rod. De aceea, Sfinții Părinți au avut în vedere să ne spună să nu fim credincioși la suprafață, să nu fim credincioși falși, să nu fim cu păreri de sine, să nu căutăm minunile în viața noastră aici pe pământ. Noi să vrem sănătate, să vrem cele de trebuință, dar mai mult ca orice să dorim să ne mântuim. Să vin cu Hristos în veșnicie și să nu ne ducem în iad. Și atunci, țineți mintea în iad, dar nu deznădăjduiți, în sensul că asta este realitatea. Da, ai momente grele în viața ta, ai necazuri, ai lacrimi pe obraj. Asta e realitatea. Dar nu deznădăjduiți. Petru s-a dus la margine, nu prinsese nimic. Dar când a venit Domnul, a dus înapoi corabia. Adică, întâlnirea cu Dumnezeu te relansează, te reechilibrează, îți dă din nou forță, îți dă din nou tărie, dar să faci cu Domnul lucrul tău. Să te închini, să știi rugăciunea înainte de lucru, să faci aceasta și așa Domnul vine la tine și îți dă izbândă. Deci să înțelegem statornicia în lucru. Nu ne lăsăm. Muncim, 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 muncim. Și trebuie să ne iasă. După aceea, rugăciunea să fie cu Dumnezeu. Apoi, mai la adânc, să nu fim doar la suprafață, am muncit puțin, m-am rugat puțin, nu mi-a ieșit, gata, stau la umbră și consum ce mi-au lăsat înaintași. Nu! Tot mai la adânc, tot mai la adânc, tot mai mult, tot mai mult. Nu mă las. Și apoi, când vine Domnul la tine, să nu te mândrești. Du-te de la mine, Doamne, că sunt un păcătoș. Și zice cineva, dar nu se supără Dumnezeu dacă îi spui asta? Nu se supără.
Că avem exemplu Fecioarei Maria. Când îi se arată Arhanghelul și îi spune că este trimis să-i vestească, Fecioara Maria stă puțin și spune: nu o fi o înșelare ca Evei oarecând? Adică Hristos, dacă tu, din dorința de a nu pica în slavă de șartă, îi spui: vreau să te văd în lumea cealaltă, El se bucură de gândul tău smerit. Deci să ne ferim de slava deșartă, pentru că nu asta ne este de folos. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Sa și pe toți Sfinții să vă dea zile frumoase, zile senine, să vă ia oftatul și să vă dea zâmbet, să vă șteargă lacrimile de pe obraz și să vă dea veselie, să vă dea sănătate și înțelepciune ca să înțelegeți ce este bine și ce este rău și să puteți să vă feriți de rău. Domnul să vă răsplătească dragostea și mă bucur când văd că sunteți cu minți, la slujbă sunteți liniștiți, să aveți răbdare în necazuri, că nu vă va lăsa Dumnezeu până la sfârșit și va veni și vă va mângâia și vă va da cele de trebuință. Har, pace și bucurie de la Domnul vă doresc. Amin.